Da, bună, România, ne-am întors în direct, mai trece peste noi încă o zi, trece cu bine, nu s-a produs nicio amnistie fiscală, nu s-a produs nicio amnistie juridică, cum se numește? Penal. Penală, nu, dar cum se nu amnistie, că nu era de amnistie, vorba, ci de grațiere, grațiere penală. Nu s-a produs niciuna dintre aceste, prezumtive gesturi pe care Partidul Social Democrat părea că urmează să le facă. În privința amnistiei fiscale, remarc așa cu oarecare jenă, pur și simplu, remarc cum televiziuni, mă rog, porțiuni ale mass media, care au datorii mari la stat, nu sunt îngrijorate, nu care cumva să se dea această amnistie fiscală. E aceeași îngrijorare pe care o văd și la Liviu Dragnea în momentul când se vorbește despre grațiere. Deci tot fel de îngrijorat sunt și aceștia, cum e și domnul Liviu Dragnea, nu care cumva să scape de închisoare. Deci domnul Liviu Dragnea este consternat de fiecare dată. A și povestit. Am sunat la domnul Tudorel Toade să întreb. Aveți pe ordinea de zi așa ceva acolo la Ministerul deci Justiției? Deci a muncit foarte mult ca să fie inculpat, condamnat. Da, era într-o stare de îngrijorare. Poți să-ți bagi joc de infracțiunile lui, iar el a muncit ani de zile pentru infracțiunile astea și vii tu deodată și îl grațiezi și îl amnistiezi. Da, îți dai seama cât de mare e miza amnistiei fiscale atunci când ea aruncă sub forma unei petarde, unei fumigene, ideea unei grațieri colective, când guvernul știm nici măcar nu poate face grațieri colective, o lansează în spațiu public, torpilează și cu ideea unei amnistii penale, totul ca ideea de amnistie fiscală să fie totuși prizabilă. Varianta bună, să fie chestiunea pozitivă. Domnule, rău cel mic. Hai, domnule, că nu e chiar atât de grea. Și domnul Teodorovici apărea și spunea că, uite-te că asta cu amnistia fiscală, da. Eu clocimule, noi avem senzație că ei se ocupă doar de justiție. Nu doar de justiție. Au și alte preocupări. Sunt polivalenți. De exemplu, vorbeau despre popriri. Nu se vor mai pune popriri. Dom'le, om să fii. N-ai cum să te superi că se desfințează popririle. Sigur că e o chestie mai ales când pozitivă. Urăști fiscul din tot sufletul tău. Nu pentru că fiscul ar fi o idee, un instrument al răului. Că e, fără fisc n-ar exista stat. Da. Pentru că statul e finanțat din contribuțiile noastre. Ci pentru modul în care fiscul este în momentul de față condus. Adică fiscul e obraznic. Dacă el îți datorează banda și tu îi datorezi bani, el îți va pune poprire chiar dacă a uitat să-ți înapoieze banii. Ăsta e fiscul. E o obrăznicie, fiscul românesc. Motiv pentru care tu, ca cetățean, ești îndreptățit să-l detești. E, vine cu ideea asta de desfințarea popririlor și apoi și o mică amnistie fiscală. Stai-mă puțin. O mică amnistie fiscală. Păi cât de mică amnistie fiscală? Pentru că, știți, nu știu dacă tot poporul are datoriile domnului Negoiț. Eu sunt pe exemplu de astea, din natură. Din natură. În toată lumea are datoriile astea și, să zicem, penalitățile domnului Negoiță. Acum, îmi vei spune, poporul român are datorii de 1000 de lei, de 2000 de lei, de 3000 de lei? Nu, 1000 de lei, 2000 de lei, 3000 de lei, dar nu punem și noi un plafon? Adică să-l salvezi pe domnul Negoiță? Nu mi se mai pare corect. De altă parte, mai bine punem mână de la mână și ne plătim toți datorii de care o ți-a parte, acum, în momentul când domnul Teodorovici tot vine și instalează în conceptul colectiv ideea de amnistie fiscală. Momentul zero. Moment zero. Nu, moment zero, nu vă întreb de la datoriile. Cine poate să, cui poate să-i dea până capul astăzi să meargă să-și plătească datoriile când domnul Teodorovici vorbește de o amnistie fiscală? Dar de ce să-ți mai plătești vreodată datoriile dacă domnul Teodorovici e atât de generos? Domnul Dide... Că tot dăm amnistie. Domnul, nu mai plătim nimic niciodată. Domnul Dide, protestatarul a amendat cu 1000 de lei. Să-și plătească amenziile? Păi ce să facă omul ăsta când aude de așa ceva? Păi de ce să le plătească? Da. Și domnul Negoiță și-a plătit? Dar rămân la ideea că mi se par foarte amuzanți oamenii din instituțiile media care au datorii foarte mari la stat, care sunt îngrijorați și trăiesc acum starea asta de stupoare. Uite ce pot să facă nenorociți, ce vor, ce le dea până cap, ce le dea până cap să facă acestor nenorociți. Bine, acum firmele în insolvență e posibil să nu se încadreze, să vedem. Depinde ce fel de amnistie fiscală vor da. Acum două zile vorbeam despre grațiere colectivă, a picat aia, după care am vorbit de amnistie penală, văd că pică și asta. Nu știu în ce formă va fi amnistia fiscală până la final. Se poate orice. Se poate orice se în această țară. De exemplu, se poate ca în sectorul 2, dăm exemplu, sectorul 2 din capitală, cum stătea sectorul 2 din capitală așa cum era el? Între 1 și 3? Da. La un moment dat, natura, când, până la urmă, care e calitatea naturii? Natura arată așa, ca o natură. Da, bă, dar nu e suficient. Nu, trebuie să intervii. S-a turnat. Trebuie să vii să dai o altă turnură, ca așa copaci sunt peste tot. Când ești, uite, de exemplu, Andreea Cosma. Da. Și are făcut buzele? E altceva. Te uiți altceva. A coborât și mai jos? Se coboară până se la... Se coboară până unde se poate merge, da. Până la nivelul pământului. Bun. De ce n-ar face și natura din sectorul 2 mici retușuri? De ce nu s-ar actualiza? Stai așa, să zicem că ai un copac. Da. Un copac e un copac.
Ce poate fi? Și tot, trebuie să vii cu ceva nou, trebuie copaci să vii cu ceva mai văzut. Diferențiator. Copaci au și alții. Sunt copaci în sectorul 3 la datornicul Negoiță. Sunt copaci în sectorul 1 la rapidistul. La Negoiță nu prea mai sunt copaci. Deci acolo s-a renunțat un pic la copaci. Nu, s-au păstrat niște copaci. Da. S-au păstrat niște copaci, pentru că din 4 borduri poți să faci un gărduleț pentru copac. Bine, din 8 borduri poți să faci un gărduleț mai înalt pentru copac. Băi, se pot face multe lucruri în jurul copacii, dar e bine să mai păstrezi câțiva. În sectorul 2, la domnul Toader. Ia să vedeți ce a făcut domnul Toader în sectorul 2. Știu că nu știți cine e domnul Toader. Domnul Toader e primarul sectorului 2. Din fericire, dar mai ales un an cu o ofertă mai modestă la primărie, atâta s-a făcut. Nici n-a plouat în anul ăla. Hai să vedem ce a făcut domnul Toader văzând copaci, copaci înfloriți. Cum l-au apucat toți derbii. Dar hai să-i colorăm, domnule, să dăm o altă tonă. Nu lăsați așa. Vin oamenii... Pare nelocuit! Dați o mână de va... Haideți să vedem imaginea. Pare că n-am muncit deloc. E cât unde să gărești? Explodează creierii. Dom'le, ăsta nu e vară, ăsta e lavabil. Dar eu, de când mă știu, știu că orice pomp sau copac se vopsește cu... se văruiește. Din banii noștri s-a vopsit, dar pe noi nu ne-a întrebat. Auzi, tati, n-are păcii de bani, mă. Sau pe ce să facă facturi. Asta sunt niște culori care n-au nicio, nu, n-au de a face cu natura, pe bune, zic. Una e fără, alta e vopseaua. Deci e bun să demonstreze ca o activitate, despre asta vorbim. De asemenea activitate la noi, nu, never. Pentru că nu se poate uda o floare când arde soarele, deci nu așa. Am făcut acest lucru pentru a oferi o pată de culoare, pentru a schimba puțin peisajul. Această vopsea este o vopsea ecologică care permite plantei să aibă aceleași condiții ca și scoarța ei originală, naturală. Cât despre bălăriile care au invadat parcurile, precipitațiile din ultima vreme au influențat în mod pozitiv creșterea burienilor. Ele se elimină, se tund, dar trebuie să fie uscat, că altfel nu poți să tunzi. Da, imagine emoționante din sectorul 2, unde s-a aplicat, ce nu înțeleg oamenii, ce nu înțeleg locuitorii, că acolo s-a aplicat o vopsea naturală. Deci s-a dat așa o vopsea, există machiaj natural. Deci ori machiaj, ori natural, te-ai fi gândit tu. Bă, ori naturală, ori machiată. Nu, există machiaj natural și există și vopsea naturală. Dar machiaj natural există? Te gândești la domnul primar? Mă gândesc așa în general. Sper că nu. Sper că nu, da. Imagini din... Da, există, cum există copaci vopsiți, există și PSD-și vopsiți. Adică, în general, se merge pe zona asta de vopsea, se merge până la... Am făcut acest lucru pentru a oferi o pată de culoare. Da, v-ați gândit așa, ca să schimbăm puțin peisajul. Să refaceți, de exemplu, gardul viu de la Parcul Plumbuit. Vin și eu cu idei de-astea nebunești. Da. Ca să schimbați un pic peisajul, v-ați gândit să găsiți o soluție pentru canalizarea din doamna Ghica de la intrarea în parc, acolo unde... Și că n-avem bazin olimpic de not. Mă, oameni buni, n-au alții ocean, ce balt avem noi în sectorul 2 când stropește cu ploaie rusească, vă spune domnul Puiu Pașcu. Luați legătura cu Puiu Pașcu, vă explică că o să urmeze vremuri nasoale dacă are chef de plajă. Dar am văzut Vladimir Putin. Că au vopsit chiar și frunzele, erau frunze vopsite verzi. Erau frunze verzi vopsite. Erau niște frunze uscate și a spus vopsite. Să vopsim frunze, să nu mai fie frunză uscată. Da. Să vopsim și frunzile cum ar fi ce românul? În verde. Da. Foarte frumos a fost acolo. Probleme, panou electronic de la intrarea în parc. Sigur că e stricată câțiva ani. Da. Începem prin vopsirea copacilor. Hai să începem de la mica corupție. Haideți să începem cu omul care nu-i neapărat vinovat. Da. Până să ajungem la mari vinovați, să luăm pe omul care e o fi vinovat. O fi și până la acum, urmă... sigur, deci ce a fost, sectorul 2 a fost o glumă proastă a capitalei în timpul guvernării domnului Onțan. Onțan în sine... Un personaj despre... Eu n-am crezut că există până Onțanu, nu l-am văzut. Că altfel nu putem să-i spunem. N-avem o fotografie cu Onțanu ca să... Hai să dăm o fotografie ca să ne aduc aminte pe domnul Onțanu, cel care a... Așa cum era el primar. Dânsul a fost nu doar primar, ci și vicepreședinte al UNPR, motiv pentru care a avut dreptul și autoritatea morală să ofere trofeul UNPR și domnului Rege Cioabă. Și nu doar vicepreședinte UNPR, ci și general al armatei. General, dar avea două doctorate. Dar uite, aceasta e o imagine mai puțin cunoscută. Da. Este domnul Rege Cioabă al țiganilor și este domnul primar al românilor, al sectorului 2. Răzvan, da. Primar al sectorului 2, Onțan. Da. Și domnul Onțanu, general de armată, văd monarhist în această fotografie, că altfel nu pot explica. I-a dat păsărica UNPR domnului Rege Cioabă. Dar bă, că și domnul Onțanu a primit microfonul B1, pare că, nu știu, pare că s-a făcut un schimb de
Era... Asta ca o curiozitate. Asta, asta e un trucaj. Un trucaj. Dar nu, imaginea nu e un trucaj, nu. Avem o glumă curată. Imaginea este originală, asta e un EPR-ul pentru siguranță națională, stabilitate și cu armata românească. Sectorul 2, din capitală. Și cu sectorul 2, dar nu mai e, de la un EPR național s-a dat. Da, da, da. Cu domnul Oprea a zis, măi, dați-i și regelui cioabă, că nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. E, sectorul l-a avut pe omul ăsta primar. Omul ăsta cât timp a fost primar și în partidul Oprea a luat toate fiarele veche ale armatei române. Și le-a vopsit. Și le-a vopsit și le-a pus pe parcuri. A montat un fel de avion de stătea să cadă pe tine într-o intersecție. A găsit niște tunuri din primul război mondial, nu le mai fac, a zis, bro, tine, pe astea nu le băgați că mai rău fac. Le-a folosit și pe alea acolo. Dom'le, ce a găsit mai vechi în armata română? A umplut parcul cu aceste gunoaie de fier. Sper că când te referi ce a găsit mai vechi în armata română, te gândești și la domnul Oprea, atât de discutat. Ba, până și pe domnul Oprea l-a pus candidat în sectorul 2, tot la doamna Ghica acolo, l-a pus, dar l-a pus așa, pe o zonă, e un deal acolo, da. Că a zis, bă, poate se inundă să nu intre la apă generalul Oprea. Și nu știm unde intră. De la domnul Onțanu, care n-a mai putut să candideze din motive... Lezne de înțeles. Lezne de înțeles, e greu cu... Da, așa. Da. A ajuns domnul Toader. Domnul Toader are o mare, mare calitate. Mă, dar știi cât de mare e? Deci este cel mai mare avantaj al acestui om e că a devenit primar în 2016 da. Și nu știu dacă sunt 10 oameni în sectorul 2 care îl pot recunoaște pe stradă. Deci el se poate plimba precum Cuza. Dar nu trebuie să-și pună alte haine. Să se vopsească. Să nu, domne, nu știe nimeni cine este eu. Am avut dubii până nu l-am întâlnit personal. Eu n-am crezut că există. Păi tocmai de aia. Zic că asta e o manevră pesedistă. Dar există, domne, există acest om. Domnul Toader, da. Care încă în continuare există. Bun, apropo de vopsit, vreau să vă întreb, pentru că am remarcat cu toții înainte de moțiunea de cenzură, l-am remarcat pe domnul Ludovic Orban, a apărut vopsit exact ca în parte. Tu l-ai întâlnit? L-am văzut la... Și atunci de unde știi personal. Că există? Domnul Orban? Da. Am auzit oameni care vorbeau despre el, povestind că... Câte n-am auzit și eu. Da. Domnul Ludovic Orban se vopsise cu ocazia moțiunii de cenzură. Hai să dăm și o fotografie cu domnul Orban. Da, în alte culori, nu ca un copac. Da, ar fi putut să meargă pe blond, ar fi putut să meargă pe ceva tineret. Nu, a mers pe ceva cinstit. A venit pe vopsea cinstită, vopsea maronie, care era... dă maturitate. Blondă era Viorica Dăncilă și a vrut pentru o pată de în culoare. În contrast să fie. A vrut să da. Bun. Domnul Ludovic Orban, dincolo de faptul că s-a vopsit atunci, acum întrebarea mea e, acum când eu iau oamenii ăștia partidul, găsesc nevopsit sau tovopsit? Adică el se vopsește la evenimente. Acum se vopsește independent. Da? Există chestia asta? Pentru se că poate. Există în Partidul Național Liberal oameni din PDL, din Partidul Democrat Liberal, vopsiți în Partidul Național Liberal. Și s-au adunat ieri, așa cum am vorbit la finalul emisiunii, s-au adunat mai mari PDL-ului la sediul din Modru. Bă, sediul era lor. Bă, adică era, da, era la ea acasă. Trebuie, da, adică nu e... Domnul Orban a greșit sediul. A greșit chiar buzunarul. Am auzit uneori. Păi, da. Toate buzunarele sunt greșite. Da. În fine, de la acea întrunire am aflat din ce s-a întâmplat acolo de la domnul Gheorghe Falc. Domnul Gheorghe Falc a descins pur și simplu în București și n-a venit singur, a venit însoțit. Da. A și rugat. Zic, bă, dacă tot mă duc acolo... Însoțit, dar nu de soție. Nu vrei să dar nu de soție. Nu că de soție. Când spui însoțit, se gândește, domnule, însoțit de soție. Da, e nu. Cumva un joc de cuvinte care nu îi se potrivește. Nu îi se potrivește absolut deloc, că domnul Falc acum are până... Într-o parte e în această relație dubioasă din fostul partid democrat-liberal da. Și Partidul Național Liberal, ci acolo nu e foarte clar să lămurim, dar dânsul este și în această situație greu explicabilă cu doamna... Care nu e doamna Falcă? Nu e doamna Falcă, e o altă doamnă cu care a venit domnul Falcă, a venit însoțit de această doamnă. Și asta e întrebarea. Adică a participat și dânsa sau a rămas acum? A venit mai mult pentru dânsa, a venit mai mult pentru domnul Blaga, nici nu știi pentru cine a venit. Cert e că de 3 zile încoace toate publicațiile vorbesc despre fostul soț al acestei doamne, care e un important, hai să zic potent, că merge în context. E un potent om de afaceri din Arad. Da. Unde domnul Falcă e un potent politician. Și acum se vorbește despre, hai mă că zic eu cuvântul ăsta, că te văd că ai reținere. Amantlâc. Amantlâc, da. Se zice despre deci un amantlâc. Doamna nu e măritată, e divorțată. Domnul Falcă nu e nici divorțat încă. O frumoasă poveste de dragoste. Dar s-a dezincriminat. Amantlâcul? Amantlâcul. Sigur că da. Penal, adică nu e o problemă. Nu e, noi o prezentăm ca pe un titlu de bravo. Uite, domnul Falcă, nu are nicio treabă. Un bine. Om în acțiune, un om sigur care... Sigur că da. Hai să vedem ce a spus despre domnul Blaga. Sigur, nu e neapărat la fel de interesant, dar rămânem... Da, dacă despre doamna n-a vrut să facă niciun fel de declarație, să vedem ce a vrut să declare doar pentru TVR. Da. Dom'le, nu mai discută că cu televiziunile. Dă stat, cu cabinet.
Astea, privatele astea să-și vadă de treburile lor. Domnul Falcă. Domnul Falcă nu mai stă să distrug toți privații. Cu Falcă în cer și cu neam pământ. Da, deci cinci la TVR și aici pentru dumneavoastră că vă respect mult, numai cu dumneavoastră, restul să se ducă în... Deci, am primit un telefon de la domnul Blaga, care mi-a spus că își dorește să avem o întâlnire cu vechii colegi din PDL, să discutăm despre partid. Cum eram noi, băi, Falcă, mai ții minte cum eram noi la PDL? Vasile, dar, taoleu, așa adorm noaptea cu asta în gând. În ședință fiecare lua cuvântul și spuneau gândurile. Zici că erau la alcoolici anonimi. Mă rog, e o glumă proastă, având în vedere că ședința a fost organizată de domnul Vasile Blaga. Și în ședință împotriva domnului Ludovic Orban. Da, mă rog. În ședință fiecare lua cuvântul și spuneau gândurile sau alții au explicat ce probleme au în filiale. Mă, uite, nu mai înțeleg, am o problemă cu ăștia de la PNL. Am văzut toată dezbaterea publică. Ba că mergem să-l dăm jos pe domnul Orban. Ba că mergem să-l susținem pe domnul Orban. Aș vrea să vă spun că în interior s-a vorbit atât de puțin despre domnul Orban. Păi când te întâlnești cu colegii de partid și se discută atât de puțin despre președintele partidului, domnul Falcă, nu vreau să facem, să ne încordăm așa pe logică. Dar nu înseamnă că practic nici nu-l mai e în calcul, zic și eu. Vorbim și despre adică Orban. Am vorbit lucruri importante acolo, cam asta e turnura pe care... Am vorbit politică. Domnule, am vorbit politică, nu cancanuri. Da, și Orban, vrei și, și cele trei concluzii ale domnului Blaga? Da. Cele trei concluzii ale buldogului. Cele trei concluzii au fost trase chiar de către domnul Blaga, care nu mai trăsese concluzii de viera de mult. Dar noi știm că domnul Coldea e spectaculos când trage concluzii. Hai să vedem cum e domnul Blaga. Nu e spectaculos. Prima concluzie ar fi că partidul nu are încredere în reușită. Partidul nu mai crede în victorie. Da. E o dovadă de luciditate. Asta nu e o problemă. Nu, e o concluzie bună. Asta e o mostră de luciditate. Da. Hai că partidul a început să... A doua problemă este lipsa comunicării. Asta să nu fi luat, să nu vă fi îmbolnăvit de la PSD când ați fost în USL împreună. Și poate ați luat de la dânsii, că dânsii au cu... Ați luat această boală a lipsei de comunicare, da. Iar în final trebuie să găsim soluții pentru viitor, pentru a reuși să câștigăm următoarele două competiții. Ce competiții? Campionatul mondial de fotbal s-a terminat, ce mai urmează? 20-20, există mondialul din 20-20, poate la el se referă. Mondialul din 20-20, nu-i mondial în 20-20. European, pardon. European? Da. Că, sper că nu vorbiți despre alegerii europarlamentare, parlamentare. Vreau să vă potoliți, facem apel la cal. Că poate sunt conștienți care credeau că e o discuție politică. La final, domnul Blaga, care a vorbit doar 5 minute. Cum 5 minute? Doar 5 minute? Da. A avut o cadă să ocupa cu altele. A zis, băi, nu mă, haideți, vorbiți voi că eu vă ascult. Nu, vorbiți că vă ascult, da. Nu mai mult, deci a vorbit 5 minute, nu mai mult. Da. Ne-a spus tuturor celor care am vorbit în sală să vorbim și la Consiliul Național, pentru că doar acolo se pot desprinde soluțiile. Aș vrea să spun că în această ședință nu s-a vorbit în termen de vechiul PNL, vechiul PDL. Uitați acest lucru. A spus domnul. Asta ca să dezamorseze această bombă. Nu. Bun. Ce ne aducem aminte este că în momentul juncțiunii dintre PDL și PNL, făcută, dacă nu mă înșel, chiar de domnul Crin Antonescu, care a fost întrebat și acum, ca de fiecare dată când se mai pune problema șefiei Partidului Național Liberal și și-a reiterat ideea de a rămâne acolo unde este, nu știm exact unde este. La Bruxelles este. La Bruxelles, dar știm unde nu se întoarce, și anume în România. Domnul Vălean. Da. Despre domnul Vălean. Despre domnul Adina Vălean vorbește. Domnul Adina Vălean. Am înțeles. Așa. Și în momentul juncțiunii, în momentul acela, a existat așa o conducere bicefală. Domnul Blaga și doamna Gorghiu. Deci era un luând domn... în calcul că ambele sunt capete, zicem, da, această chestiune. Da. Era un domn din partea PDL-ului și o doamnă din partea PNL-ului. Între timp a rămas doar un domn domnul din partea cedat PNL-ului. Și doamnă, vă rog, dumneavoastră, știi? Așa face un gentleman. Cu dosare penale. Da. Doamnă, vă rog, rămâneți doar dumneavoastră. Frumos, eu mă duc să-mi dovedesc nevinovăția. S-ar putea ca după domnul care e de la PNL și... să vină de nou doamna de la PNL, căci Alina Gorghiu înțeleg că a capitalizat multă simpatie. E de altă calibă, e de altă... Da, plus că i-a pus pe oameni ăștia care sunt în Parlament pe liste. Adică știi cum e, ai o datorie morală. Ludovic Orban nu s-a pus nici pe sine pe liste, ce datorie morală să ai față de el. Da. Ba mai mult se vorbește despre datorii nu morale. Datorii... Dintr-altă categorie. Da, da, astea. Bun. Palpabil. S-a servit apă, înțeleg, acolo la... Multă apă, s-a consumat foarte multă apă. La... A fost, el a fost și o zi călduroasă și plus că dacă nu ești în Bacău, în Bacău îți permiți. În rest se poate... De ce n-au făcut ședința la Bacău? De a ce? Spus domnul Blaga, haideți să ne vedem undeva în țară. Nu știu, nu la mine, în Bihor, aici. La Bacău nu e apă. Nici în București, să nu ziceți că nu așa. Haideți la Bacău. Și eu am spus, domnul Blaga. Bacău, să nu uităm, este orașul preferat al domnului Claus.
Iohannis, da, conform declarației proprie. Și a zis, domnul Blaga, merge apă, dar știți că n-au apă potabilă acolo. A, păi dacă n-au apă, eu nici nu vin. Domnul Blaga a cunoscut pentru... Dar să știți că se înțelează cumva cum e grupul de la Cluj, există în acest moment în conversație și grupul de la Bacău. O să vă mire, nu există așa ceva. Domnul Vlase din Bacău. Da, domnul proaspăt numit la Serviciul de Informații Externe din Bacău. S-a auzit la SIE. De la SIE. Păi da, acolo are apă la SIE. Acolo e altceva. E cu apă. E, bei cât vrei. Acolo curge multă apă. Bun. În egală măsură la DICOT, singura propunere pe masa domnului Iohannis vine tot din Bacău. Cum îl cheamă pe domnul propus la DICOT? Nu uite că îmi scapă numele lui acum. Tot din Bacău vine. Deci, practic, se consolidează un grup din Bacău aici. Parcă domnul Hrebenciuc era din Bacău. Adică a mai fost un grup din Bacău. Vedeți bine, acolo în Bacău, iată... Sunt multe necazuri, oamenii care pleacă reușesc la București, dar în momentul de față înțeleg că e a șasea zi fără apă în Bacău. Hai să vedem imagini din Bacău, uitați-vă în spatele meu, cu oamenii care sunt cu nervii la pământ, că nu le mai curge apa deloc. Nu le mai curge apa de șase zile. Dar și când ori da drumul la apă. Să vezi tu acolo cum o să fie când... Bacău, Radu, nu știu dacă te-ai documentat, care avea conductele lor private și există, că numai pentru popor. Am auzit și eu informații că există și au apă la robinet. Conducte ca pe vreo deci Ceaușescu, ăștia o duc bine. Au magazinele lor unde găsește apă da. Potabilă, conductele lor, toaletele lor de demnitari. Tu știi că sunt demnitari în momentul față în Bacău care dau drumul, curge apă? Noi vreau să sunăm pe domnul Cosmin Necula din nou. Sunăm din nou la dânsul, am vorbit ieri cu dânsul. Sper că nu fi chiar la țeve acolo. Dânsul ne-a promis că se dă drumul la apă în Bacău și lumea moare de sete. Poate îl prinde mâncat cu apă acum, poate gâlgâie ceva. Poate auzi cum fa... Ce aveți? Nu-i domnule. Alo, bună seara! Alo! Bună seara, domnul Necula! Sunteți în direct pe B1 TV, bună seara! Ne auziți? Alo, vă aud! Întrerupere, dar vă aud. Așa, tot noi suntem. Am mai vorbit zilele trecute, că chiar ieri am discutat despre subiectul acesta. Între timp înțeleg că nu s-a rezolvat problema apei în Bacău. Puteți repeta, vă rog? S-a rezolvat problema apei în Bacău? S-a rezolvat reparația la conduct. A început încă de azi noapte umplerea acesteia. Deci... Dar nu s-a dat drumul la apă încă, nu? Adică poporul încă n-are apă. Încă în momentul de față nu. Păi și cât mai stau așa, domnul primar, că ne-a zis că aseară se rezolvă. Noi primim padrăsa redacției. Nu v-am zis că aseară se rezolvă, v-am zis că aseară se finalizează lucrarea. Da. S-a finalizat lucrarea, durează umplerea conductei, pentru că ea merge cu presiune scăzută. Gândiți-vă că această avarie este undeva la aproape 60 de km de Bacău și de acolo trebuie și când să ajunge la popor? Curgă controlat. Când ajunge la popor? Când ajunge apa la popor? Când se pune primul pahar cu apă în Bacău pe masă? Din ceea ce comunică compania de apă, mâine va fi apă. Oh. Mâine, deci practic în seara asta să ieșea gândul de la... Fără apă? 7-8 zile fără apă? Cât numărăm? Nu e 7-8 zile. Dacă este de sâmbătă, după amiază. Doar de sâmbătă. De sâmbătă până vineri, în cel mai fericit caz. Da. În cel mai fericit caz. Cred că ne ducem spre sâmbătă, deci de vreo 7 zile. Da. Așa. Să știți că am auzit niște informații că s-a ajuns la trafic cu apă acum în Bacău. Se dau pe sub mână, gălesc cu apă. Să vă spun cu toată sinceritatea că nu e un subiect de glumă pentru cetățenii municipiului Bacău. Nu, astea sunt mesajele venite de la bacăuani. Adică în momentul de față noi chiar avem niște numere de telefon, putem să-i sunăm pe cei care ne-au scris. Trebuie să vă punem o legătură directă telefonică cu aceștia, dacă nu ne credeți. Oamenii au senzația că s-a găsit un prilej bun de a face, nu știu, combinații politice, pentru că spun, domnule, și apa asta de unde vine? De la cine e cumpărată? Toate acestea se cumpără de la absolut toate hipermarketurile din Bacău, pentru că sunt niște cantități foarte mari. Discutăm aici, de exemplu, ieri s-a distribuit către populația municipiului Bacău o cantitate de 75.600 de litri. Deci, da? Gândiți-vă cam ce capacități trebuie. Dar spital e apă? Se transportă în momentul de față cu o conductă de 33 de tone. Și cum se spală chirurgul, să zicem? Se spală la Ligian? Vă pot informa că ambele spitale, discutăm aici nu doar de spitalul de urgență, discutăm și de spitalul TBC, da? Au rezervoare de apă care sunt alimentate. De am înțeles. Da, haideți să stăm de vorbă. Domnul primar, hai să stăm de vorbă un minut și cu o doamnă din Bacău care ne-a scris pe Facebook, doamna Cătălina Arelinski, bună seara! Îmi cer scuze, nu vă aud și sunt ocupat, vă mulțumesc, o seară bună. Dar de ce v-ați panicat așa, domnul primar? De unde panica asta, domne? Bună seara, doamnă!
Bună seara. Mi-a închis și nouă robinetul, domnul primar. Bună seara, doamnă. Bună seara. De unde pare că aceasta? Vă spun de aseară, pentru că dânsul aseară a afirmat că e a treia oară în anul ăsta. Nu, da, domnilor, este a cincea oară. Și dacă punem a cincea oară că a pleznit alaltă ieri a șasea oară, deci... Domnul primar ne-a spus și că în seara de ieri ar fi trebuit să se încheie perioada de secetă în Bacău, dar acum aș aminti că, domnule, nu, nu, stați puțin. Da. Noi avem update pe... Mă scuzați. Vă rog. Avem update tot timpul și ultimul update a fost... mâine avem tot program CICĂ, de la 6 la 8 dimineața și de la 6 la 8 seara. Cum e și acum, dar nu e apă. Și probabil vom avea apă sâmbătă. Probabil. La ce optimismul dumneavoastră? Da, da, da. Nu, nu. Nu mă gândesc la mine. Eu cu soțul meu ne descurcam. Problema e bătrânii care nu se pot deplasa și vă dați seama, baia e o problemă. E o problemă pentru că domnul primar susține că ajunge apă la populație, e distribuită apă către populație, dar cineva trebuie să-și ia apa acasă. Adică mă gândesc că nu trimite un funcționar al primăriei cu 5 litri de apă, bună ziua, v-am adus un pic de apă din partea domnului primar Necula. Un pahar cu apă la bătrânețe, știți, da, adică cum e vorba. Cine aduce apă celor care sunt bătrâni, invalizi sau singuri, nu? Exact. Da, da, înțeleg. Poate supraviețuiește lumea până sâmbătă. Înțeleg panica domnului primar când a auzit că intră un cetățean din oraș. Stai să vezi panica la alegerile din 2020. Când o să intre. Da, mai e până atunci. Mulțumim pentru intervenția noastră, doamna Relinski. Da, vom vedea, urmărim subiectul în continuare și urmărim momentul în care să va da drumul la apă în Bacău. Să dai seama că... Ai văzut că nici semnal nu prea era. Ba ne auzea, ba nu ne auzea. Da. Vă spun, chestiunea asta a apei e o chestiune sensibilă pentru Partidul Social Democrat și ați văzut pe burtieră o serie de titluri. Da. După ce mi-a explicat Puiu Pașcu că ploaia adusă dă ruștință, cred că orice are parfum de credibilitate, să vedeți cum era tranzacționată apa de un alt mare primar PSD-ist, actualmente creier, da, în urmă cu câțiva ani. Domnul Vulcov, discutând despre apă, în unde era? La Sălcioară, nu? Da. În Olt. În Olt. Hai să vedem. Toată lumea vorbește de apă și canalizare, dar nu uitați, sălciorenilor, că apa este subvenționată de primăria municipiului Slatina. Ia auziți cum îi bate obrazul sălcioreanului. Primăria municipiului Slatina. Și de când aveți apă, la Slătioara este 2,93 lei și la Slatina este 5,35. Nu faci imagini indecente sunt acestea pentru Băcăoane acum. Băcăoane se spune, uite domnule, o cumpăr eu la 10, dau 10 pe apă. Să fie o licitație acum. Dar acum și să apară domnul Darius Vâlcov acum în Bacău și să spună, haideți că am venit eu cu niște apă, am venit niște conducte, am tras niște... Dom'le, dar nu apare, nu, deci eu sunt absolut șocat, s-a schimbat dramatic structura societății românești. Da. De ce nu a apărut încă un important om de afaceri? Nu îl nominalizez neapărat pe Gigi Becali, că mai au și alții bani. Da. Dom'le, să vină așa cu un tir cu apă, a dat apă la poporul însetat, nimeni n-a monetizat până acum, nu s-a gândit nimeni, Partidul Social Democrat n-a pus mână de la mână să facă rost de un pic de apă. Domnul Vasile Blaga de la PNL n-a zis, măi, este un moment bun. Apă liberală. Dați apă liberală poporului. Nu știu, nimeni nu s-a gândit să folosească. Simula Hare face reclamă la apă. Are, nu? Îi apare reclamă la apă. S-a dus până în Bacău, parcă și văd. Mergând cu o campanie, uite, ne dăm noi idei. Acum am ajuns noi să dăm idei. E Botoșaniu aproape. Poate să direcționeze inundațiile de mai devreme, iarăși. Da, da. Putin, ca să câștige simpatie în Uniunea Europeană, trimiteți ploi. Trimiteți ploi către Bacău. Ploaie la Bacău. Astea, da, sunt ploi rusești de la Bacău, nu-i nevoie, nu plătiți nimic, da, nu sunt Darius Vâlcov să vă scot ochii pe apă. Hai. Da, e crunt ce se întâmplă acolo. Domnul primar Necula, care știi ce făcea înainte să fie primar? Chiar nu știu ce face acum când e primar. Dar era deputat în comisia juridică. Deputat în comisia juridică, da. Deci n-ar trebui să ne surprindă că ieri ne zicea că rezolvă problema apei și astăzi ne vorbește de ziua de sâmbătă. Dar să vedeți că acum, din câte ați văzut, domnul primar deja își consolida argumentația în privința ceea ce urmează. Nu mai am semnal. Deci va veni apa, va pleca semnalul. O să vedeți că nu se mai... Deci ceva nu se... O să fie ca pe vremea lui Ceaușescu. Aici nu vă spuneați, nu aveți carne, nu, aici nu avem pâine. Cam așa o să fie. Nu aveți apă, nu, acum nu avem semnal. Bine, pauză și ne întoarcem. Bună România!
Bună, România, ne-am întors în direct, bem un pahar cu apă. Bă, e o tentativă, avem în oameni cistea, din Bacău care ne urmăresc. În cistea telespectatorilor noștri din Bacău am băut un pahar cu apă. Astea de aici. Ca să ne putem bucura, e vorba de a te bucura de binele altuia. Adică poate că băcăoanii acum urmărind paharele acestea cu apă și urmărindu-ne pe noi cum bem așa, cu ție ți se pare dezlănțuiți, bem dezlănțuiți apă. Deci a ajuns o chestie care te... Dom'le, e o chestie în România asta cu băutul apei. Nu îi lasă paharul ăla un pic mai jos așa. Se uită domnul primar Necula și... Da. Aș zice-i plouă în gură, dar asta ar fi totuși util pentru situația în care se află acum. Da. La... În cinstea telespectatorilor noștri din Bacău ridicăm un pahar cu apă. Bun. Mergem către poza zilei. Poza zilei vine din partea unui cetățean român care este, mă rog, lucrează, trăiește, poate în Suedia. Și a venit cu acest gest care... Poate e la limita, regulamentului. Scrie acolo, nu este PSD, nu e PSD, bănuiesc că asta scrie acolo, nu? E o negație. Nu știu dacă asta scrie, dar cu certitudine nu e membru al Partidului Social Democrat. Da, e o mașină care a tot circulat, nu neapărat pe șosele țării, cât mai ales pe Facebook-ul țării. E ceva ce... pentru că în Suedia ați poți matricula mașina cu acest număr, cu aceste litere puse așa... Mă rog, Alandala, întâmplare a făcut conotativă. Ca ultimele Alandala conotativă. Da, e un mesaj din 4 litere pentru Partidul Social Democrat, un mesaj care a fost des întâlnit și în Piața Victoriei. Cert este că omul acesta, nu doar că are această mașină cu acest număr, dar să vedeți la ce l-a dus cap, ca să vedeți cum poate să gândească un om care... Deci a blocat tot felul de intrări în tot felul de hipermarketuri, într-o felul de locuri unde era necesară deblocarea printr-o stație. Adică cineva vine, ia o stație și spune... Posesorul mașinii cu numărul de matriculare nu e PSD. Nu e PSD, da? Este rugat să vină să-și ridice mașina. Posesorul vă dați seama ce situație s-a ajuns în România? Cât de creative au ajuns protestele? S-a ajuns la momentul acesta cu mașina matriculată cu acest număr care, vedeți bine, care, că nu e ceva ce dorim. Care, dacă ai fi parlamentar... Stați că mă dau mai așa, vin eu. Dacă da. Ai fi parlamentar ai opoziției, ați putea depune un amendament. Dar nu este cam restrictiv cu numerele de matriculare în România. De ce să nu mergem pe varianta doar litere? Deci cu cifrele te încurcă rău. Nu, eu vă zic lucrurile. Dacă ar fi un parlamentar din partea Partidului Social Democrat văzând această situație... Ai interzice situație, literele. Aș interzice pur numai cifre, domne, cum e la pușcărie. Da. Nu. Dacă ai fi din partea Partidului Social Democrat, ai vrea tu ca la pușcărie? Nu știi? Nu neapărat. Păi vor o țară ca afară, tu să vrei o țară ca înăuntru? În egală măsură, știm bine, o tradiție, acum tinerii merg către Cluj, unde se desfășoară un festival, se numește Electric Castle, și acolo e o tradiție cu ploaia. Ne gândeam la Băcăuan și mă gândeam că, uite-te, într-o oarecare contradicție cu Băcău... Unii au prea multă apă, alții n-au deloc. Acolo tot timpul plouă. Și cu ocazia acestui festival, iată, tot timpul apare o glumiță din partea Ministerului Afacerilor Interne. E hazliu Ministerul Afacerilor Interne. Un moment umoristic, am văzut și la Never See la Mare, îl vedem și aici, ne-am pregătit încălțările pentru Electric Castle, în sensul că va ploua și va fi noroi ca de obicei. Singurul festival unde ploaia a devenit marcă înregistrată. Un avantaj este că puteți dansa în ploaie, ceea ce este foarte frumos, însă dacă răciți, aveți grijă. Ce pastile luați între ghilimele? Asta este glumița, doamne. Tu zici că ei lucrează cu cineva? Ei lucrează cu cineva? Adică astea nu sunt gândite de șeful poliției. Stă șeful poliției. Eu mă gândesc chiar la doamna Carmen Dan, să știi că nu avem această turnură. Să fie doamna Carmen Dan? Sunt convins că are. Doamna Carmen Dan așa pe un șervețel, cum stă așa și vorbește. Scuză-mă 30 de secunde, că mi-a venit una foarte bună. Aveți grijă ce pastile, în ghilime, pastile, luați. Dă-i-o domnului Buda. Dă-i-o domnului Chestor Buda. Asta să ajungă la Chestor Buda, urgent. Urgent să fie pe Facebook. Hai, că vreau să dau like și share. Hai, dați-o pas. Cine gândește glumițele astea? Deci poliția română. Cum stă și ea poliția română și ce bă, ne trece cineva pentru glume pe Facebook? Da, domnul Chestor. E mult cineva pe ce pula așa știți ceva? Știți vreunul glumițe să le punem pe Facebook? Avem vreun polițist care face glume în afară de polițistul care a devenit Godină. Mascat? Godină nu face glume de astea. Nu face. Are altfel de glume. Altă a făcut Godină 3 glume. Era să-l dea afară din poliție cu glumițele astea. Știi? Da. Godină, na. Nu, dar un om așa și motiv pentru care eu cred că nu s-a mers pe o variantă internă, s-a externalizat acest serviciu și da. Spun eu, ca să îmbinăm utilul cu plăcutul, au luat o firmuliță, probabil de casă, o să aflăm, o să ne documentăm. Voi am aflat noi cine sunt acești glumeți.
Probabil o firmă de casă și un contract de pe iar. O să vedeți și contract mare, să vezi scandal, o să vină... Și când va apărea, domnule, într-adevăr, 100.000 de euro pe lună, dar n-ați râs când râdeați și dădeați live pe Facebook. Ați râs de toți banii. V-a simțit bine, v-a plăcut? Păi atâta costă, v-a angajat, dacă luam o firmă... în România. Îl văd și pe Buda, șeful poliției, explicând... Dom'le, dacă am fi mers pe o firmă mult mai ieftină, poate ar fi fost glume mai proaste. Nu putem, ne permitem, oricum poliția română nu e o glumă foarte bună. Dacă am fi mers pe glume proaste pe pagina de Facebook, nu sunt destule bancuri cu polițiști, ați fi vrut să mergem în deci zona asta. Deci tu insinuezi că o firmă din Teleorman se ocupă de... O firmă din Teleorman? Nu știu, mă gândesc că așa. Județe în gură, da. Că n-am spus din Teleorman. Mă rog. Poate fi o firmă de multe, multe locuri. Haideți să dezincriminăm această relație stângace a noastră cu poliția română. Vreau să mai detensionăm un pic această situație în care ne aflăm și, mă rog, un telespectator sau poate chiar o telespectatoare, că suntem deschiși, ne-a trimis pe adresa redacției un filmuleț cu o doamnă polițistă. Dacă era invers, dacă eram deschiși, am fi poate un telespectator, chiar că nu. Noi suntem deschiși, da, nu ne... Corect. Imagini cu o polițistă din România, ca să vedeți că există și acest gen de intervenție care se poate să... Adică, este pe principiu, știi că e titlul ăla mereu când apare Miss Poliția Română. Fața frumoasă a Poliției Române. Da. Asta-i spatele frumos al Poliției Române. Române. Și puteți vedea în imagine și o reacție a oamenilor aflați în piața și universității. Ce zic oamenii? Dar de ce nu merge pe piața Victoriei? Adică eu cred că ar mai liniști acolo apele. Adică de ce a greșit piața? Adică dacă ar trece așa o doamnă polițistă, sunt convins că oamenii ar fi deschiși la... Nu? Sau... Nu știu, acolo e cu benzină, e cu... Haide să nu... Da, imagini cu o doamnă polițistă, așa, am zis ca să facem un pic de... Să dăm o oarecare totul. Și niște imagini, să nu fie doar poze. Da, și apropo de... Apropo de ce? De zona aceasta infracțiunilor, de doamne, hai să rămânem în zona doamnelor. Hai să rămânem în zona doamnelor, dar și în zona infracțiunilor. Da. Cum le conexăm? Le conexăm în felul următor. Doamna Doina Anca Tudor. Gata, știu cum le conexăm. Aleasă în Senat în 2012. Aleasă. Este cea mai controversată senatoare existent, poate nu vă spune nimic acest nume, după 7 ani în care au fost înregistrate numeroase plângeri și denunțuri, magistrații de la Instanța Supremă au redeschis unul dintre cele mai controversate cazuri cu privire la averea unui senator. Deci doamna aceasta pe care o vedeți acum în imagine, era fost dansatoare sau ce putem să spunem că e aici? Dânsa, da, făcea parte dintr-o trupă de bale, dansa. A doamnei... Aici a dansat pentru Angela Simina, Angela dar putea să danseze pentru, și pentru Partidul Național Liberal. Deci ce e interesant la doamna Tudor, care e importantă și soțul era important, e o familie grea de tot. Da, grea. Da, da. Dânsa a dansat pentru Angela Simina și alți artiști. Uite cât de frumos. Uite mă că era frumos și pe vremea lui Ceaușescu. Uite, astea sunt de înainte de 89, nu? Adică sunt în perioada când turna la Securitate, cu numele conspirativ Alice. A trecut până așa ceva. Deci dansa la TVR, la Televiziunea Națională și cânta la Securitate, da, la siguranța. Deci era și pe zona de cântat. Doamna Doina Anca Tudor a fost aleasă în 2012 în Senat, în egală măsură a fost și vicelider al grupului senatorial PNL. Adică nu vă gândiți că era totuși o prezență izolată, participativă. Ce era? Vicelider al grupului senatorial? Da, PNL. Asta după 2000, nu? Da. 2012. Da. Păi da, dar în 1982 era dansatoare la cabaret. Și acolo au zis oamenii de la Securitate, de la vechea Securitate, au zis Pleșoian, acum iar vechea Securitate, ca în anii 50, da. Așa, și cei care ar fi racolat-o direct de acolo. Și ar fi zis, dumneavoastră dansați foarte frumos, nu vreți să avem dați... Nevoie de avem nevoie ceva. De dansatoare da. Ca dumneavoastră, vă rog să dați note informative. Și uite, informația apare chiar în nota CNSAS. Iată o imagine mai recentă cu dânsa. Că furniza informații despre colegi. Adică despre alte dansatoare. Uite, și despre cetățenii străini. După cum se uită și în imagine, pare că vrea să furnizeze niște informații. A văzut ceva. Dar ce sunteți, doamna, așa mirată? Da. Credeați că... nu știați că s-a schimbat regimul? Da. Și dânsa n-a dansat, avea pene în cap, avea tot felul de ținute și avea și un iaht. Atunci sau acum? Nu. Avea când era parlamentariță. Acum, și în deci zilele acum, în zilele recente. Doar nu avea pe vremea lui Ceaușescu un iaht. Avea un iaht pe vremea lui. Era dansatoare în club de noapte, dar avea un iaht acasă. Nu știu, dansat în pasiune. Ea era blindată financiar. 6 milioane de euro costă iactul pe care nu și l-a trecut în integrația de avere, motiv pentru care va fi cercetată penal acum, nici nu atunci când era doamnă parlamentar. Tu ai fost vreodată la barul București? Cercetată penal ca urmare a plângerii făcute împotriva ei de către o doamnă de profesie jurist. Da, la barul București dansa. Da? Da, nu l-ai prins. Nu l-am prins, da. Ce frumos dansa. Mai. Văzut imagini. Dacă ai trecut pe acolo, de-aia pare că... Da, mergeam încă din... Erai cu Nicu Ceaușescu, era cu Nicu, era cu Mădălin Voicu, frumos, cu Serghei Mizil și stăteam și ne dansa senatoarea Tudor. Da. În fine, mai în fine.
ce să fac? Da, doamna are această problemă întrucât, mă rog, doamna care a depus, doamna juristă de profesie jurist, doamna Gudrun Lueche Veronica, este cea care a depus această plângere în urma căreia a început cercetarea penală. Se pare că avea niște datorii la această doamnă pe care nu le-a achitat. Și atunci s-a enervat și a început. Să venim noi să spunem. Deci pare așa un fel de turnătorie tot la securitate și din partea doamnei care a depus plângerea, nu? Adică avea niște informații. Nu știu, de ce mă știu așa? Erau multe. Oricum, domnia s-a fost și urmărită de securitate. A. Pentru că avea relații, citez, neoficiale cu cetățeni străini. Acum, ce însemna relație neoficială cu cetățean străin pentru dansatoarele din 80. Doamne ferește. Hai că se termină emisiunea, mai avem doar un minut și îți arăt unde era barul, unde dansa doamna senator, da? Că era chiar lângă fostul ce CC. Ce urmărim? Noi urmărim să nu fim urmăriți. Mă rog, nu neapărat noi la televiziune, ci da. Noi ca... Da. Bine, mulțumim tare mult pentru atenție. Ne reîntoarcem mâine de la ora 18. Între timp nu se mai anunță nicio ordonanță de urgență, adică da. Mâine o să fie mai relaxată atmosfera. Poate că tocmai atunci vor da ei o ordonanță de urgență. Poate că exact ăsta este mediul pe care se instalează foarte bine o ordonanță de urgență. Era omul alegat de gard astăzi, adică era și situația ambalată, tensionată. Poate că au așteptat un pic de liniște ca să se înțeleagă mai bine ce au făcut. Până la urmă, ce facem? Mai plătim ceva către stat sau nu? Din sau așteptăm amnistie fiscală? Acar, nu mai plătiți nimic, rămâneți liniștiți la locurile voastre. Nu mai dat ce rost are. Întoarce mâine, bună România, știri cu... Știri. Toate cele bune.